Ultima dată am explorat peșterile și am reușit să craftez o armură de diamant, așa că astăzi voi merge în Nether pentru a afla ce se ascunde pe acolo. Acestea fiind spuse, bine te-am găsit la un nou videoclip din seria noastră pe mod pe cool Prominence 2 RPG. Însă, înainte de a merge în Nether, vreau să craftez un enchanting table și să-mi enchantez armura asta, că totuși se va sparge foarte repede dacă nu-i pun măcar în Breaking 3. Gamivo ține cu tine, prețuri mici pentru oricine, mai multe detalii în descriere. Enchanting table bifat, bookshelf-uri bifate, le-am luat pe cele 16 din partea asta. Acum de construit, cred că o să te scot pe tine, din păcate. Aia, scoatem altarul băieților ăstora, sper că nu se supără pe mine. Și chiar și astea, da, chiar și astea, numai că n-am riciul bun. Atât, s-au rezolvat, dă-i 5 bucăți, fix 5 sunt aici. Dacă scot trapdoor-urile astea, 1, 2, 3, 4, 5. 4 în partea asta, 4 în partea asta. Și pe centru va veni enchanting table-ul. Încă unul. Ca level, ce zice, level 30, frumos, însă îmi trebuie pe armură, nu pe altceva. Ăsta, Unbreaking 2, ce mă? Magic Protection, dă și tu un Unbreaking 3, trăiască ție, ce ăsta, Unbreaking 2, auzi la el. Mai am nevoie totuși și de o bucată de fier pentru a crafta un flint and steel. Ia dăm din partea asta ceva fier, da, am aici. Atât, s-au craftat flint în stilul, astea două bucăți de flint le voi arunca acolo. Și ce mi-ar mai trebui pentru enchanturi? Un grindstone, pe care nu cred că l-am luat de nicăieri. Vai, pe bune, am întâlnit atâtea grindstone-uri și le-am lăsat, am întâlnit atâtea bookshelf-uri și nu le-am luat. Dezastru când vine vorba de astea, dar... ar trebui să am pe aici. Bine că am Blast Furnace, mulțumesc frumos. Am aici flint în stilul, nu mă ajută. Atunci voi crafta unul, dar trebuie să-l prăjesc înainte. Deci te prăjim pe tine. Stone cutter. Ar trebui să am un backpack-uri, nu? Deci în ăsta nu, în ăsta alt. Am stone cutter-ul, mi-am aranjat itemele. Am și poțiunile de fire resistance plus strength 2 în caz de nevoie. Iar acum, după ce te transform pe tine în slaburi, ar trebui să pot face treaba asta. Ia, dăm tu două, dacă toți suntem aici. Sau, cum se crafta asta? Așa ceva? Bă, cum se crafta un grindstone? Că nu mai știu exact. Ok, bine, atunci bagă-l, fill receipt să fie acolo. Te las pe tine, te las pe tine și grindstone-ul undeva pe partea dreaptă. O torță aici, pe stânga, pe dreapta. Și ce zic băieții? Pentru arc, bonus shot. Ar merge bonus shot-ul ăsta pentru 3 nivele. Care-i faza cu arcul totuși? M-am ocupat de unul, că am zis, bă, ce repede aș putea să-l fac cu niște ață. Și exact asta am făcut. L-am transformat în epic bonus shot, să fie acolo. Armura Blast Protection, Reckless și Poison Focus. Eu aș vrea... am Breaking 3, atât. Deci Coward Dice, nu vreau mai mult decât am Breaking. Și am Breaking 2 bun, decât nimic. Am Breaking 2 la 3 nivele. Păi nu înțeleg care e faza, de ce îmi dă Breaking 2? Ce ar trebui eu să fac? Life Mending, Vein Mending. Ar merge asta. Când mă regenerez, teoretic îmi dă, își revine. Stai, n-am stricat experiență? Ciudat. Că strig numai câte un nivel. Fire Protection, Protection și Unbreaking 2. Nice. Păi atunci o să le tot enchantez pe astea până îmi dă ceva ca lumea. Deci ce aici? Food Reserve, Poison Focus, Fire Protection. Dă-i acolo, Fire Protection și Deflect, Food Reserve, Reckless. Mamă, dacă te enchanturi, Life Mending 1, Projectile Protection. Dom'le, dezastru cu ele. Și foarte complicat modul ăsta de... enchanting. Sau stai, poți să-i schimb? What? Dubios că am putut face treaba aia. Lucky Explorer. Cred că mai bine lăsam armura cu Unbreaking 3, sincer să fiu cu voi. Nu-i pot scoate Life Mending-ul? Really?
Ok, deci aparent sunt unele enchanturi pe care nu le poți scoate. Life Mending, Protection, Stable Footing, Fire Protection. Teoretic, la Life Mending e bine să-l am acolo, că se repară ele și atunci e mai bun decât Unbreaking-ul. Dăm pe ăsta Unbreaking 2, nu mai vine nimeni și dăm Cowardice, Acrobat. Lasă-mă break-ul de-astea. Recycler, Heal-alize, nu vreau să healuiesc pe nimeni. A, și halebarda asta, Knowledge of Ages. Hai să o dezenchantez și după, ce zice la enchant? Swirling, no, ce face swirling-ul ăla? Projectile Protection, Fire Focus și Blast Protection. Prospector. Bă, ce face Prospector? Ar trebui să țin shift-ul sau altul. Era extraordinar dacă mergea în felul ăsta. Să țin eu shift-ul sau altul. Iar... Skulk Smite. Ok, Skulk Smite. Iar enchanting table o să-mi zică exact fiecare enchant ce face. Că eu le enchantez aici, nu știu, poate șterg ceva ce nu-i bun. Sau să fie pe culori. Păi ce șmecher era dacă era pe culori? Poison Cloud 1. Ok, Chilling. Dubios. Dubioasă treaba cu enchanturile. Încă o dată, Food Reserves. Bane of Illagers, ca să dau mai mult la Illageri, ok. Și Ice Thorny Life Mending. Bă, are Life Mending, să repară. Ăsta e cel mai important lucru. Cât despre ăsta, nu-mi zice ce enchanturi îmi dă. Era fain dacă îmi zicea ce enchanturi îmi dă. Totuși, Life Mending și Eficiență 3. Bonus Shot. Care e faza cu Bonus Shot? Cred că trag mai multe săgeți odată. Oricum, am enchantat destul de mult timp. Acum voi lăsa lapisul, bam, las și diamantele. Poate hai să le iau cu mine, cine știe dacă am nevoie sau nu de ele. Stăm cutter-ul. Și ce ar mai trebui să iau cu mine? Patul, nu știu unde l-am lăsat. A, uite, aici e patul, ok. Stăm cutter-ul, am să-l pun aici. Am un târnăcop. Am un flint and steel, bă, du-te de aici. Vezi de treabă. Gata, l-am făcut. Mă bag la somn și dimineață voi face un portal pe aici până apropiere pentru a merge în Nether. Așa, am rezolvat cu somnul. Mănânc și eu un pic, dar nu-i nevoie. Pentru portal îmi trebuie obsidian de aici. 10 bucăți, ajung. Eventual chiar ceva cobblestone din zona asta. Că nu știu niciodată unde te spawnează. Hai să te aruncăm pe tine. Pentru un portal aș merge exact aici, de unde am luat și ceva cobblestone. Bun, mă duc așa. Asta-l facem jos. Atât, alea două blocuri sus și atunci am rezolvat, da? Ar trebui să fie în total 10 blocuri, mi-o dat și râme. Mulțumesc, da, n-am treabă acum cu ele. Sunt foarte curios dacă va merge... Așa, sunt foarte curios de un lucru, dacă va merge shader-ul în Nether sau nu o să se vadă absolut nimic. O întrebare foarte bună. Bun, hai, ne spawnăm încet să spawnăm, bine, să generează Nether-ul. Sper eu că, mamă, dar nu vezi nimic. Auleu, aia e acolo. O să mă bag eu aici. Da. Undeva mă ascund și să-mi scot shader, unde e option, video settings, shaders, enable, dă-i disable, că nu văd absolut nimic. Abia se vede ceva fără shader. Deci te las pe tine. Am făcut rost de câteva lucruri destul de irelevante. Și dacă dau tab, ce zice, am intrat în Nether, Fire Gauntlet. Asta o vreau. Ce zice asta? Cause the wearer's melee attacks to deal fire damage. Ok, și eu am ceva în mână. Am ceva gauntlet sau n-am gauntlet? Aveam ceva cu piston. Parcă. Dar nu, nu mai am. S-a dus. Ok, îl punem pe ăsta. Tu, prietene, ce se întâmplă dacă trag în tine? Explodezi. Știam eu că e ceva explozie. 2 secunde. Nu plecăm tare departe. Până nu... Îmi pun aici un waypoint, stai unde-s eu, că nu mă văd pe hartă.
Eu, unde sunt eu pe hartă? În zona asta, să presupun. La minus 150 cu 140. Deci, exact, a, uite aici, că-s roșu pe roșu, de-aia nu mă vedeam. Acum, voi pune create waypoint, portal, aici ai portalul. Și dacă aici ai portalul, eu plec. Plec în căutare de adversari pe aici. Totuși, era o idee bună să-mi fac o căscuță de aur. Da, momentan suntem bine așa, până dau de primii piglini. Deci până asta e damage, trebuie să fiu atent dacă îi să cad. Ia dăm niște aur. Am ajuns să spawneze piglin boss-ul ăla. Da, nașpa pe aici. În direcția aia să luăm. Urăți nether-ul pe Minecraft un dat, în cazul în care n-am spus niciodată treaba asta. E dezastruos că biomurile par să nu fie gândite de nimeni în niciun fel. Și asta nu-mi place absolut deloc. Acum, cât aur avem aici? Mie mi-ar trebui, cred că 35 ajung. Ia zi, ce se întâmplă? Aproape, suntem aproape. 45 era. 45 de gold nuggeturi, 5 bucăți, îmi pun o căscuță de aur și suntem bine. Atât, mai fac încă una în plus. Dă-i căscuța, o pun în cap, vin piglinii, nu mă bate nimeni. Dar trebuie să... Asta ce-i? Minus 50% durabilitate. Nici că trebuie mai mult. Las-o acolo. Aruncă redstone-ul, deci dacă vreau redstone pot veni în partea asta. De coborât, îi nașpa, ce-i ăsta? Îi fire node. Dacă-l iau, îmi dă fire gem din arcon și pot face heat ranger infernal coat. Ok. Să-mi pun pe netherite chest plate, fire wand, interesant, hai că te păstrezi pe tine. Și eu voi lua încet încet într-o direcție în care pot, că asta e așa cu dus și întors. Aș putea merge în partea aia, dar în același timp e mai greu puțin să ajungi dintr-o parte în alta în netherul ăsta. Dar da, ce aici, ce ăsta? Pirit, dă pirita asta încoace, dă-mi pirită, că ăsta e cel mai important lucru pentru care am venit, mai văd acolo sus, dar m-aș bucura de un nether waste, ca să găsesc cât mai multă pirită și foarte ușor, nether lapis, da, drăguț, drăguț, am crezut că la ancient debris, pentru o secundă, cinabar, e ceva cu tech, no? Aruncă-l, pirita mi-o trebuie. Gemul ăla, lasă-l acolo că e bun. Dar acum, în direcția aia pare că pot merge. Aoleu, să mă întorc va fi dezastru. Mai mult cinabar din ăla. Acolo jos. Uai, ce baie frumos. Din rău în mai rău ajungem, din ce pot observa. Aș vrea un... Hai nu Souls and Valley, un nether waste, dacă se poate, ar fi extraordinar. Mi se duce mâncarea totuși, foarte repede, hunger-ul sărind pe aici. Cum mai iau și un pic de damage, măcar mă regenerez și life mending-ul repar itemele astea, chiar dacă e life mending 1. Deja ruină de portal, cineva cred că zice să mă întorc acasă. Asta ce e? Îi sfalerit din tech reborn. Ok, yellow, poate... Nu. Mă gândeam că pot să craftez ceva interesant cu ele. Dar nu o fost să fie. Trecem pe aici. Și gata, am ajuns. Mamă, încă o sabie. Și ăsta Golden Great Hammer. Mulțumesc frumos. Ăsta e interesant, e rar. O, are life mending, gata. Asta e căscuța pe care o voi folosi, că e enchantată. Și nu are minus durabilitate, are minus durabilitate, dar are life mending, deci se repară. Da. Salut, lavă. Ok, deci ăla e un monstru în lavă. Dar de ce îmi scade hunger-ul atât de tare? Deci, îmi scade în prostie hunger-ul, ești nebun? Dă pita asta. Deci în continuu, instant scade. What? Care e faza cu nether-ul? Că nu-mi zice nicăieri, domnule, ia-ți chestia aia în nether sau ia-ți chestia aia la altă. Deci, foarte ciudat.
Am găsit aici un smoker. Da, cred că era o idee bună să vin aici cu obsidian pentru a face un alt portal în momentul în care trebuie să ies. Pot pune și un waystone, îmi mănâncă doar două nivele, deci dacă rămân fără mâncare, waystone să fie. Nu de alta, dar se cam duce instant. Sau poate pentru că am mâncat prea multă vită, dar n-am mâncat multă vită. Că mai mâncat și alții chestii. No, asta este, astăzi băgăm mai multă pită. Că văd că la pită suntem ok. Nu sunt probleme cu ea. Bun, netherrack. Aoleu, pe unde să mă duc eu prin părțile astea? E și nașpa că nu văd nimic. O iau așa, iurea. Da, ajung pe undeva cât de cât decent. Se pare că încercând să ajung undeva, am ajuns la un nether fortress. Stai să le sparg astea. Salutare, îi cineva pe aici? Sper că nimeni rău intenționat să țin asta în mână. Opa, direct netherai? Bă, asta îmi place. Totuși, vreau să păstrez spirita, arunc restul chestiilor irelevante. Aluminium nu vreau, dă-mi-le astea două. Săbile să fie sănătoase acolo unde ori sta și de unde-s ele. Și mergem mai departe. Deci, încolo nimic, înseamnă că fortresul se extinde în direcția aia. Mai ies și turnurile astea, de poți urca, poți coborâ. Un spawner pe stânga. Mi-e frică să nu spawneze pe ăla mare. Pe ăla mare și șmecher. Că se spawnează un blaze rege. Electrum ingot, aluminium. Dăm nether wart și lasă toalea. Ia uite aici sus. Aș putea să mă cățăr. Deci cu grijă și cu atenție. Ia uite-l pe ăsta. Ia uite-l cum s-a dus jos. Auleu. Băi, trebuie să te bat pe tine. Totuși, cu grijă să nu dau în ăia la alții. Gata, am rezolvat. Și când zic de ăia la alții, mă refer la zombified piglin. Ia uite, diamante, diamond claymore, nice. Broken music disc, ăsta se pune. Cred că se pune pe undeva. Iau sabia. Nu știu dacă merită să o iau. Dar îmi trebuie backpack-ul ăsta. Și las ochiul, nether wart-ul, circuitul ăla, broken music disc. Și acum să văd ce se mai găsește prin părțile astea. Ia uite fortăreața. E, trec direct prin. Stai că mă atac ăsta. Mă ia pe la spate. Ok. M-a prins un pic, n-am să mint. Asta e ca să deschid poarta. Bine că s-a deschis poarta. Da, oh, m-a auzit pe cineva. Sus oare? Da, ia uite-l. Ia uite-l cum vine. Stai mă acolo, vezi de treabă. Deci în partea asta sus avem cufere. N-avem cufere, dar acolo în cetatea aia sunt mulți wither skeletoni. Însă în același timp sunt și multe cufere. În cazul în care se întâmplă ceva, las un waystone aici, îl activez. Zeve Cuni, cred că așa să citește numele ăla. Și acum ce zic băieții aici pe stânga? Aoleu, stai că mă văd și ceilalți, nu-i bine. Deci, încet și sigur, îi iau pe toți la rând. M-a văzut ăla, cufere aici ascunse nu sunt. Ar trebui să-mi iau merele de aur, sincer. Chiar ar fi o idee bună. Dă-te bă, că eu dau de la distanță, eu șmecher. A, uite, i-am dat și foc la ăla. Ți-am zis că eu dau de la distanță și șmecher. Dar întrebă-e... Ok, vine. Place și knockback-ul ăsta. Oh, cap de wither skeleton deja. Superb. Dă-mi un măr de aur. Ce e sigur, e sigur. Nu se întâmplă nimic rău dacă am băgat un măr de aur, mai am un pic de viață în plus. Aoleu. Ok, deci am luat numai damage. Acum, cufere. Da, trebuie să fie cufere aici jos. Ia zi, prietene, aur și nether wart. Bine, săbile astea mă încurcă. Dă-mi aurul, nether wart-ul. Cam asta au fost jos. O, ia uite, diamante. Ăla, aici e asta, fire spell blade, dă să fie. Spell tome.
Mai iau și aurul. Două secunde, să las tot lootul în zona asta. Are Skulk Smite. Ce face Skulk Smite? Mă rog, o să aflu eu la un moment dat. Dă-mi asta, mai mult aur și diamant. O săbiuță. Asta iar n-are nimic. Aruncă totul acolo, pirita, bomba, astea rămân, flinte în stilul să fie. Lemnul nu mă ajută momentan. Și cred că asta a fost la zona de jos. Acum să mă cățăr la următorul nivel unde mă așteaptă băieții. Ah, nu mă așteaptă nimeni aici. Eu care eram acolo, mă așteaptă, ne batem. Niciun stres. Îi Blaze-ul ăla acolo, care face pădurul. Care face păsăpunul durul, dar în rest suntem ok. Aici scările. Sus ar trebui să fie destul de multe butoaie. Ce faci, bă, acolo, a? Ia zi. Rapide, vrei tu bătaie. Și următorul nivel, măr de aur. Nu știu cine e pe acolo pe sus. Aflăm acum. Ia zi, băiatul. Deci sunt niște butoaie în flăcări. Cam atât. Ok, dă iteme. Rare chain mail. Gunpowder-ul ăsta l-aș dori, sincer să fiu. Sabia nu mă ajută. Mă așteptam la loot ceva mai bun. Un picuț mai bun dacă era loot-ul. Era mai fericit. Dar văd că sunt toate distruse de chain de astea. Opa, ia uite. De leather epică. Aia da. Măcar un item epic până acum. Pe aici nimeni. Acolo, să fiu eu atent. Deschide la distanță. Bă, stați un pic. Eu v-am auzit, dar trebuie să intrați și voi mai încet, că m-ați speriat. Nether wreck. Atât, aici sunt mai multe. Avem și cufăr, ceea ce înseamnă că trebuie să fie loot-ul forță. Sau nu, măcar în cufăr. Zic cufăr, aoleo, cufărul rău tare și el. Mulți cărbuni. Flint and steel, gampa, mă rog, flint numai, gampa, bă, stai, ăsta are minus armură. Bă, nu crei, minus 7 durabilitate, minus 1 armură, joacă pe asta, cât de rău e ăla. Vai, Hellstrider, nu cred că trebuie să iau lucruri de pe aici, dacă nu mă ajută. Gunpowder și string să fie. Îl au pe ăsta sus, bă, nu-mi place sunetul pe care îl scoți, da? Ia, lasă-mă tu în pace. Aici în vârf, în continuare, loot îndoielnic. Deci, în afară de diamantele și goldul ăla, cam asta a fost. Doamne ajută, la cât mai multe diamante și... Cam atât, cât mai multe diamante. Că gold am deja. Asta e rară. Deci, pe aici numai iteme. Nu cred că mai are sens să... Sau hai că mă duc în cealaltă două, poate găsesc un item mai ca lumea. Overall, o sabie. Din ce am văzut acolo, diamante, armura asta de căluț. Dă-o acolo. Și cam astea au fost. Gunpowder, diamond horse armor. Deci sabia asta, 8 diamante, îs bune. Mie îmi convin. Hai că mai deschid și în zona asta sau ăla era ultimul? Cred că ăla a fost ultimul. Bine, am plecat atunci de aici și sper să bat astăzi un boss șmecher. Aoleu, nu mă așteptam să fie aici. Stai un pic să-ți arăt o schemă. Îmi place halebarda asta, că dau de la distanță cu ea. Nu da cu focul, dă-ți foc ție, mă. Așa, îmi place că dau de la distanță. Și acum sus de tot, ca să-l iau pe ăla. Nu las waystone-ul la nimeni. Unde e waystone-ul meu? Bă, îmi păzeai? Ai văzut că l-am lăsat acolo și ai zis că te bași tu repede. În cazul în care uiți să mor, mă, e la bătaie. Cobor eu acum la el. Unde ești, mă? Ia zi, produitorule. Stăteai acolo, mai nimerit așa pe final. De pe ăla. Ia uite. Bam. Retragerea, că bubuie. Asta a fost. Deci tot trebuie să spargi ușa, spargi acolo și intri în partea aia ca să-ți deschizi poarta. Creier. Interesant cum e făcut. Blaze Road, boda proste, mi l-o da și pe ăla. Acum, vreau să cobor puțin pentru că nu văd nimic de astea. Hai mai jos. Cât de jos, atât de jos. Lavă pe stânga. Burâții ăștia care vor să mă ia la bătaie.
Sărim pe aici. Fac stânga. Ce-i în partea asta? Ceva blackstone. Ok. Ce-i asta? War pigs. Am furat de la porcușori. Mă bat. Lută chestină, bastion, rem. Ce mă zic? E Nether Fortress crescut pe ăsta bastion? Mă rog, spawnat pe ăsta bastion? Ok, asta e nouă, nu mă așteptam. Totuși, vreau să îi bat pe ăștia aici, deci. Nu-i spawner. Părea că un spawner. Bun, dacă nu-i niciun spawner aici, mă bag în bastion să discut puțin cu băieții. Deci e bastion prin părțile astea, să înțeleg. Da, ia uite. Cum s-a generat unul pe altul? Era tare să existe o chestie în asta. Bă, nu vă generați unul pe altul, că n-ajută pe nimeni la nimic. Cum cobor pe aici? Oh! Dacă mă arunc acolo... Am înțeles. Dacă mă arunc acolo... Mă bag băieții de n-am noroc la 50 viață... Să uită la mine și zic prospătură, mă prind la colț, mă bat. Dar am ceva lemn și aș putea face bărci. Să-i prind pe ăștia. Ia uite schema. Lemn, da? Nu, lemn, de aici. Acum cred că e bun crafting table-ul ăsta. Dăm lemn, dăm bărci și cam atât. Închide crafting table-ul. Barcă. În partea aia nu pot să pun o barcă? Stai așa că știu eu. Să pune barca așa. Bun, am pus barca. Se sparge. Se sparge și ăla. Cade barca, vin băieții. Hai băieții, hai în barcă. M-a trolat jocul. Bine, am să trag eu cu săgeți în voi până muriți. Cam greu. Dar... Teoretic, dacă puteau veni, alții veneau. Aoleu, serios, am vrut să zic asta, că bă, teoretic, dacă puteau veni, veneau, aha. Aparent o putu veni, dar nu a vrut. Ia sparge tu blocurile alea. Caz, bă! Ce mai trebuie să spar să cadă ăla? Gata. Și acum intrați în barcă, hai. Toată lumea în barcă, hai, toată lumea în barcă, hai dați! Bravo băieții, hai mai încoace, intră în barcă. Tu mori. Tu am înțeles că mori. Ăla cu multă viață să intre în barcă, hai. Bravo băieții, bravo. Ți-a intrat în barcă. Acum, dacă mai am probleme, vin aici și mai pun încă o barcă. Aoleu, nu, n-am vrut să fac asta. Să mă bag în ea. Bun, acum teoretic dacă se mai spawnează. Așa, dacă se mai spawnează, o să-i bag tot în barcă. Cobor acolo. Gata, hai dați. Intrați voi în bărcuță. Dar nu-mi dau seama cum e generat bastionul. Bă, bastionule, cum te-ai generat? Zici și mie. Zici și mie cum te-ai generat, hai da. Ar fi drăguț. Că nu-mi dau seama. Adică e un vârf acolo, e un de-ăla dincolo. Acum am coborât un pic. Dubios tare. Foarte dubios. Asta pot spune. Nu. Acolo văd ceva. Dar trebuie să blochez lava. Aoleu, dezastru pe Nether-ul ăsta. Nu mai dați, bă! Bă, animalelor! Gata. Ho, încet. Gata. Aoleu, stai că... Pe ăsta nu l-am văzut și... Vine să ne batem. Gata. Da, ce v-am zic acolo, când mi s-a blocat creierul la faza cu piglinii. Dacă i-am blocat pe aia doi, teoretic o să spawneze cu doi mai puțin dacă îi bat. Cam mai ar fi. Block of coal. Aoleu! Bă, nu mai da, mă, că am cărbune de adunat aici. Ia uite la el ce dă. Lasă-mă că am cărbune de adunat. Și acum, după ce l-adun pe ăsta... Voi da o fugă prin biome-ul ăla, că pare cât de cât decent biome-ul. Arată loc în care nu o să-mi iau bătaie în continuu. Am văzut și ceva cufere, mai jos un pic, pe care o să le deschid. Și apoi plec de aici, că teoretic nu mă ajută cu nimic fortress-ul ăsta.
Uite un bloc acolo. Și cobor direct în turnul ăsta. O, săgeți, da, mulțumesc. Nu știu ce mă făceam fără voi, dacă nu-mi dădeați săgeți. Atât, 14 blocuri acolo. Pastele păstrez. Și bag pitucă. Aia, mai pe sărăchie astăzi la pitucă. Ce se întâmplă prin biome-ul ăsta? Oh, lavă de început. Și acum Deep Upside Down Forest, Gravel Desert. Mulțumesc de biome cât de cât drept, prin care mă pot uita după chestii. Pirită, dăm pirita. Dar e nașpa la pirita asta că se găsește foarte puțină. Nu-mi place. Nu-mi place deloc. Când găsesc așa câte o bucată, două, trebuie să mă și obișnuiesc cu ea. Cum arată. Deci sunt într-un deșert de gravel, numai că nu văd gravel. Mai e partea ciudată. Bă, băieți, vedeți voi gravel? Eu nu văd gravel. De ce se numește Gravel Desert, dacă nu e gravel? Nether, mushroom, iară gravel desert. Ok. Mă, băieți, în partea aia e bine? Ziceți-mi și mie. Păi ce trebuie? Da, ui, ce trebuie, direct în lavă. Pare întâi, dar nu pentru mine. Deci, în ce direcție să o iau? Mergem prin biomul ăsta, probabil. Aici, în fortress, am fost. Și acolo îs două spawnere. Dezastru prin nether. Adică, e destul de greu să mergi și prin netherul vanilla. Apoi pe netherul modat. De fapt, prin netherul modat. Aoleu, dezastru. Dezastru rău de tot. Plus că sunt o grămadă de locuri. Te uiți, nu înțelegi ce se întâmplă. Uite, mai apar de astea și astea. Lucis Mushroom. Ok. Păi stai și mai în față. Trebuie să mă cațăr, trebuie să cobor. Sunt foarte multe fundături. Stai și te uiți. Bă, dar care e faza cu fundătura asta? Stai, nu mă prind. Vreau să mă duc încolo, dar acum trebuie să o iau roată. Ajung aici, nu-mi place biome-ul. Imediat dau de la. Vă sau cad. Deci din rău în mai rău. Ăsta e cumva un spawner? Pare a fi un spawner. Da. Salut, băieți, n-am treabă cu voi. Astea la două spawnere. Mamă, ce aici? Diamond Longsword Legendary. Dă să fie niște săgeți. Paladin Chestplate. Superb, superb, superb. Stai așa, că trebuie să-mi golesc eu un pic aici. Deci, în primul și în primul rând, las bărcuțele. Acolo pe colț, da? Soul Star-ul ăla să fie. Dăm chestplate-ul. Atât, fier aur, lead-ul nu mă interesează. Nether. Așa, nether wart-ul. Aruncăm totul înăuntru. Pac, pac, pac. Nu te spawna în fața mea că nu mă sperii. Pirită. Pune acolo, 3 bucăți de pirită. Mă cam doare când o văd. Pala din chestplate se păstrează și cufărul ăsta alalt zice că îmi dă iară Flaming Falcon, pare foarte comun asta. Epic, sabie și chestplate epic. Nice, this is pretty decent. Music disc 13 în continuu, care nu mă ajută. Și cam atât ar fi prin partea asta. În jos mă pot duce oare? Băi, dă-te. Da, pot coborâ, sper doar să nu mă opresc aici. Sper doar că se continuă drumul ăsta. Cam mai ai speranța pe care trebuie să o ai în nether. Băi, să sperăm că nu dăm de un râu de lavă sau de un lac de lavă. Și că pot continua excursia liniștit pe jos. Că dacă nu poți continua excursia pe jos, trebuie să ții un strider. Și acum chiar n-am niciun chef să mă plimb pe strider. Plus că îs și mob prin lavă. Adică ar trebui să fie un serpent, un bone serpent, ceva genul. Și pe lângă ăla, cam atât. Auleu, auleu, bă, m-ai speriat, nu eram pregătit pentru așa ceva. Două săgeți și nimic? Trei săgeți. Ce mi-a dat? Mi-a dat gunpowder. Bă, mersi, măcar știu că te spawnezi pe aici. Măcar știu că se spawnează în partea asta. Acum... M-am plimbat un pic prin nether, dar înainte de video mă uitam pe unde trebuie să ajung. În teorie, ar trebui să apară un necromancer, dar nu a apărut. Să găsesc o... Bă, lasă-mă să vorbesc cu oamenii. Ce facem aici, a? Zi, ce facem aici? A? Ia uite, bam! Da, fuck, trebuie să facem aici ping-pong, baseball de ăsta, pasând de la unul la altul. Deci gunpowder-ul,
las și săbiuța. Revenind, am de găsit un Nether Waste Biome, un Soul Sand Biome. Și ăsta să-l sparg, că spawnează urâți de genul. Bă, cufăr, n-aveți? Aoleo, atât de săraces băieții ăștia. N-au nici măcar un cufăr. Celalți au fost două spawnere, au avut două cufere aici, un spawner, zero cufere. Bun, mă duc în direcția aia. Nu știu de ce era fără cufere, dar hei, să fie primit. Armura cum merge? Având life mending, văd că nu se strică, ceea ce e bine. Și cam asta mă interesează. Totuși, să am grijă pe aici, că mai sunt găuri și o iau direct în lavă. Nu că n-aș apuca să-mi deschid eu backpack-ul pentru a lua acea poțiune de fire resistance, dar parcă n-aș vrea să o stric pe aici. Alea nu le înțeleg, dacă îmi poate explica și mie cineva, nu mai da, mă las, mă în pace. Dacă îmi poate explica și mie cineva care e faza cu alea, ar fi extraordinar. Mie tot timpul mi se par niște creaturi pe care doar le explodez când trage în ele și cam atât. Nu mai da, bă! Uite unde e pe hartă! Că dacă vă uitați în colțul hărții și totuși trage după mine. Tu te vezi de treabă, ce te trage atâta după mine? Eu mă uit aici, caut structuri, chestii și tu mai la bătaie. E frumos așa ceva. Frumos să faci din astea. Am venit și eu aici, un turist. Asta e Barcelona, nu? Că acolo am văzut că pun băieții și fac grafituri din alea. Că plecați turiști, nu vrem turiști. Deci am ajuns în Spania pe aici. De-aia e atât de cald, da? Că am ajuns în Spania. Totuși a pirit asta. Nu lăsăm nimic. Da aici, gata. Îmi trebuie fortune, să înțeleg, pentru pirită. Că altfel, din ce pot observa, cu o bucată nu faci treabă deloc. Până acum am reușit să adun 7 bucăți. Eu înțeleg că nu-ți dă common, dar și legendarul ăla cu 7 bucăți, cam greu să faci ceva cu el. Gravel Desert. De ce e deșert de gravel? Eu nu înțeleg. Scrie în dreapta sus aici, dacă vă întrebați despre ce vorbesc eu acum. E unde... Share de gravel. Ce ești tu? Stai un pic. Că văd ceva acolo. Ce e ăla? Văd o față pe care n-am mai văzut-o. Mai jos? Mai sus? Unde-i? Naga. Battle. Ok. Deci nu pot să-l nimeresc. Fii atent cum facem, Naga. Am o idee. Nu știu dacă trebuie să-l bat, dar aflăm, adică pentru un quest sau ceva. Mare bucată ce i-am dat. Una și s-a dus. Eu mi-am mai băgat măr de aur ca să nu iau atât de mult damage. Dar, ce e acolo? Văd niște capete. Ia ziceți, băieți, de ce v-ați spawnat? Cu ce scop aici? Ceva pe interior? Ai ball block. Lasă. Ceva pe aici, pe interior? Nu. Aulă. Stai că m-am băgat până... Trei chestii! Direct într-un mushroom, poison mushroom, mă. Mamă, dar dă ăsta, nu glumă. Ce aici? În ăsta. Pare să nu fie nimic, de-aia întreb. Și mai în spate. Am văzut încă o cămăruță. Ce că... Aoleo, eggplant. Da, deci nu e nimic pe aici, numai eu care și ia damage și va sparge un totem. Dacă mai face mult din astea, aruncă totul, să golește inventarul. Și aici, capitanul Jack. Salutare, capitanul Jack. 16, frumos. Nether Fortress? Da. Altul? Sper. Nu, am ajuns la... Pare să fie altul. Acolo e ceva. Ăsta e fix ăla de lângă. Eu cred că am venit inițial aici. După aia am ajuns la ăsta. Păi hai că mă uit. Dacă teoretic ăsta e nou și ar trebui să fie cufere pe aici, le rezolv eu. Deci ziceți, băieții, sunteți noi sau nu sunteți noi? Dacă văd un cufăr deschis, înseamnă că nu-i nou. Dar dacă văd cufere neatinse, înseamnă că e un fortress nou prin care n-am mai fost. Sau asta e partea de jos a fortress-ului. Ce e acolo în capăt? Nu, mă, ăsta mai...
Asta pare că am mai fost. Deci m-am învârtit în cerc. -360 cu -340. Ok. Aparent. Ia uite. Opa, nu. Nu, da, bă. De ce dai de acolo de sus? Deci, am găsit sabia asta pe care trebuia să o găsesc. Rapid crossbow nu mă ajută. Imploding crossbow nu mă ajută. O să iau Diamond Great Hammer. Și... Direcția, vă rog, direcția cufere, hai. Aoleu, stai. Nu eram pregătit acum pentru tine. Dar o voi lua în sus dacă se poate. Aici pe scările astea. Opa, ce avem aici? Avem câteva săgeți. Deci asta e un fel de watchtower, să înțeleg. Mamă, cum mă așteaptă băieții jos. Bă, l-am tot zburat de aici. Un turn prin care să mă cațăr. Vă rog frumos. Am nevoie. Deci turn. Aici mai în față. Dacă sar. Uleu. Pe unde mă urc? Băieții, pe unde să urcă pe aici? Ziceți și mie. Pe aici cred că să urcă. A, n-au scăr băieții aici înăuntru. Șeful, vreau să urc. În zona asta, dacă sunt așa un pic mai ascuns, pot face eu o schemă, dar nu am fost deloc ascuns. Nu, da. Bine că fix în ăla am făcut scărița. Deci, o luăm pe aici. Wither Skeleton-ul. Aoleo, dau băieții mei din fundul lumii. Da, n-am fost pe aici, ăsta e altul. Hai că se lutează niște diamante corecte, corespunzătoare din partea asta. Și îmi deschid poarta, da? Deci așa trebuia să fac din prima. Bă, ce stai acolo ascuns? Și acum, stânga, dreapta. Cine e pe aici? Mult scheleton, mai fac rost de un cap. Poate batem cu prima ocazie un wither. Dar până una alta. M-a văzut băiatul, vine în coace. Am zis că l-ai audit după cost, dar m-a prins el. Auleu, vin băieții. Stai așa că eu știu, mi-am luat harebardă special pentru serbările astea de grup. Ia uite-l și pe ăsta. Da. Bă, fii atent. Aici la serbare, eu sunt învățătoarea. Și vă zic care încotro mere. Și cam toți mergeți în aceeași direcție. Deci, hai știu că... am crezut că fac o schemă. Gata. Auleu, stai. Că mai sunt încă niște băieți care nu știu unde le este locul pe scenă și ce replici au de zis. Îmi place că dintr-o bucată s-o dus. Deci, acum că i-am pus pe toți băieții la locul lor pe scenă, putem merge să luăm recuzit. Uliu, nu te-am văzut. Adică mi s-a părut că te-am văzut, dar nu credeam că ești atât de aproape. Gata, luăm recuzită din zona asta. Lasă butonul și alte chestii, nu trebuie mie din alea. Nether Ward, superb. Cufere, ia uite-le aici. Diamante, dați vă rog frumos. Magma Cream, opa. Netherite Fireball Upgrade, drăguț. Data Storage Chip, să fie primit. Stai așa că trebuie să vă arunc pe voi în zona asta, plus săbile. Am făcut rost de câteva iteme, ceea ce e bine. Sper să fac rost de cât mai multe. Asta și cărbune, de fapt cărbune nu-mi trebuie. Vreau Data Chip și asta Broken Music Disc. A, cu un safir. Ok, atunci, deci nu-mi trebuie mai multe. Opa, ce aici sus? Frost Claymore, nice. Dăm cu un ochi. Royal, Blue Bomb. Asta și asta la alt. Gata, superb. Băgăm totul acolo. Pe tine te arunc. Și îmi trebuie mâncărică. Deci dacă îmi trebuie mâncare, asta înseamnă că am de mers înapoi acasă, folosindu-mă de acel... Hai să deschid și eu poarta asta. Mamă, ce șmecherâi. Cred că folosim modul create. Dar revenind la ceea ce voiam să spun, trebuie să mă întorc acasă pentru mâncare. Mai jos pot? Da, uite-mă că pot merge și mai jos. Stai așa. Și jos de tot. Jos de tot. Se găsește ceva? Vezi că e odită mai arena. Ne batem, ne alea. Hai, jos. Cât mai jos.
Eu cobor să văd ce-i jos, multă lavă și-am mai mers, Wither Baby. Cu un cap de skeleton în mână. Ok. Deci băieții mei au canalizări jos de tot. Ha, ce chestie. Uite că am dat de ele. Probabil deja sunt sigur că a fost cineva care a lăsat un comentariu pentru legat de prima fortăreață, că vezi că dacă mai coborai găseai zona asta. Dar eu trebuie să iau acum încet și sigur până sus, lutez tot ce-i pe acolo și după abia să mai cobor. Că nu merge așa, întâi în sus, că e mai rapid, e mai puțin de mers. Și după se coboară până jos de tot. Prin partea asta mă pot cățăra. Stai că pe aici trebuie să mă cățăr, că acolo era blocat. Deci băieți, ia ziceți, aveți aici niște cufere și eu vreau să deschid cuferele astea. În zona asta nimic. Vine băiatul. Stai așa că îi dăm de toți banii. Mai trebuie să fie în zona asta. Măcar așa pot compara loot-ul din două fortress-uri. Că primul m-a lăsat așa un pic. Bun, diamante, alea mi-au plăcut, dar în rest părea foarte, foarte sec. Și da, aici sus aparent chiar e sec. A, uite, deci e bine că mai îmi dă niște chestii de diamant. Diamond Halibard. Ok, dă-l aici, nu știu niciodată când ai nevoie de încă una. Deci să înțeleg că merită să le deschid, cam asta-i. Deci foarte important, de fiecare dată când vin într-un fortress, să aici multe, le deschid pe toate, mai trebuie să fie și sus. Nu știi nicăieri, nu știi niciodată de fapt când găsești un item șmecher. Asta l-am deschis? Nu l-am deschis. Aia nu mă uit la calitatea lor. Mă uit numai dacă îi vreun item unic sau nu. Că din ce văd există posibilitatea să fie un item unic. Și atunci de ce să ratez astfel de oportunitate? Că mai durează numai vreo 2 minute în plus să mă uit prin toate. Uite, Diamond Great Hammer, frumos, frumos. Ce mai avem pe aici? Cam atâta. Nu o să mai stau să iau chiar tot gunpowder-ul. Lasă-le alea acolo. 2 capete de Wither Skeleton. Exact ce am zis, data viitoare nu m-ar mira să batem și un Wither. Așa, ăsta are Life Mending, bine. Era târnăcopul. 2, bă, stai un pic, uite, o tabletă. Deci, vezi, ratam o tabletă dacă nu veneam până aici. Tabletă pe care nici n-am luat-o. Dar mă uit în partea asta, unde mă așteaptă Gigel ăsta, mare căpățână. Eu căzut capul la Gigel. Aparent, în Minecraft-ul modat, nu le stă tare bine capul pe umeri la ăștia. Că am bătut numai vreo 2-3 și deja gata. Se pare că nu le stă bine capul pe umeri. A, stai că numai printr-una pot să intru. Deci era la intrare în dreapta. Așa, da, în dreapta de la chestia aia. A, deci de asta. Știam eu că am fost să mă uit dacă e ceva sub scări. Dar am fost numai la una dintre scări și văzând că nu-s cufere ascunse sau alte chestii, am zis, domnule, ce să mă mai uit eu, nu mă mai uit, n-are sens. Dar se pare că are și jos de tot mă așteaptă niște băieți pregătiți de bătaie. Ia uite. Dă-te, bă, că dau eu cu halebarda, uai, stai așa. Deci, suntem aici la serbarea de grup și uite că o nouă grupă de elevi nu știe încotro și ce să facă. Gata, i-am educat rapid să nu vadă părinții. Și acum ăsta ce zice? Ouliu, stai bă că stai că am ajuns mai jos, nu-i bine. Deci, nu-i drumul bun, în partea asta e drumul bun. Chestii spawnate pe mijlocul drumului, îmi place cum se spawnează. Acum, pot să mai cobor, dar o voi lua în direcția asta. Voi merge încoace, poate aici ceva cufăr. Și e foarte dubios cum iau damage pe acolo. Oh, salut băieți, sunteți închiși, a? Sau mă rog, tu ești închis. Ghinionul tău, nu te scot de acolo.
Poți să stai mult și bine până ziua în care îi scot eu pe băieți, nicio șansă. Deci, pus bloc acolo. Voi mânca măr de aur. Și ia uite, cufăr, bine, cufăr, un butoiaș acolo. Mai multe butoiașe, ce ziceți? Ziceți încă o halebardă, de data asta comună. Piele, da, și ia uite, night vision goggles de ăștia. Diamond Great Hammer și Crystal Cutlass. Why would I do that? Să fie acolo, de ce? Auzi. Toate itemele, totuși, ar merge să le arunc în acest backpack, da? Tot ce înseamnă iteme. Și atunci păstrez asta pentru... Așa, păstrez asta pentru loot și pe ăsta alalt pentru iteme. Și ia, uite, le pun acolo să stea frumos, în ordine. Asta ce face? Asta pot să-mi fac bețe. Ok, lasă-le acolo. Pot să-i pun ăștia pe cap? Nu pot să-i pun ăștia pe cap. Îmi pun căscuța mea. Și... Stai un pic. Dacă mă uit aici. Cu asta fac trade-uri mai bune. Dar nu-mi trebuie acum trade-urile. Așa că o să păstrez acești ochelari. Bag mere de aur încantate ca au și absorption. Plus un... plus saturație foarte bună. Și atunci dacă am un saturation bun, de ce să nu îi folosesc? Să nu le folosesc. Văd că e ceva în stânga, pare a fi ceva arenă. Dar poate aia e o de-asta, cum se numește, de piglin. E un bastion. Ia bă, de la mine. Uite-l și pe ăsta pe stânga. Că mă aștepta aici, am văzut cufere. Lasă-mă să te rezolv și după aia să văd care e faza cu cuferele astea. Deci, încă o sabie, încă un fire sword, un diamant, super, două diamante. Ah, deci mai sunt și puse așa random în item frame, drăguț. Drăguț din partea lor. Totuși, câte diamante îs? Am văzut acolo 12 diamante. Asta da. Mai dați voi capete, mă bat cu 2 Wither deodată? Ar fi și asta tare. Să mă bat cu 2. Numai să și dropeze ăștia capete. Ce-i pe stânga aici, că n-am fost până acum. Puternic băiatul, dar și eu dau 2 în el. Mai departe, nu stau să mă bat, că n-are niciun sens. Uite, văd ceva acolo. Merge mai departe, ce, nu știu eu să sparg aici 2-3 blocuri. Pe stânga nimic, pe dreapta nimic. Urăsc când se spunează de-astea, n-am să mint. Fix în fața ta. Care-i faza, bă, cu voi? Ceva acolo în spate, ascuns? Nu. Nu știu care e faza cu altarul ăla. Îl las acolo. Ce nu știi, nu te afectează. Pleci mai departe. Aici s-ar putea să fie ceva. Dacă fac dreapta. Cufere. Vă rog frumos. Butoaie, chestii. Nu. Nu se există așa ceva. Aici tot teme pentru Wither și alte chestii. Nu vreau să întreabă cu Wither-ul momentan. În partea asta am fost. Cred în colo n-am fost. Sau de pe aici am venit. Văd eu niște chestii pe hartă, dar nu-mi dau seama încotro ar trebui să o iau. Mai jos de atât. Dacă sparg direct în jos, nu pare să fie nimic. O să mă mai învăr prin zona asta până găsesc ceva boss room. Din câte am putut observa, am lootat toate tunelele astea. Însă, aici lângă, îi dita mai camera și nu-mi dau seama exact care e faza cu această cameră. Văd ceva ochi. Bosses of Mass Destruction. Ok. Cred că ar trebui să stau un pic mai departe de altarul ăla. Și dacă mă uit aici, spawning rare structures in the nether. Ok. Dar era ceva ce trebuia eu să spawnez. Ăsta, Blackstone Golem. Uite, Golem Ritual. Cred că aici spawnez Blackstone Golemul, că totul e din Blackstone. Așa că voi lăsa un Waystone cu numele, unde setez numele? Aici, așa. Blackstone Altar, cred că da, sau Nether Altar. Așa, Nether Altar, să fie acolo. Bun, l-am salvat, către bază, mă costă un nivel, ceea ce mă bucură. Și atunci nu voi mai mânca mere de aur, mă duc direct la bază. Le-am lăsat pe alea. Și... Da, te arunc pe tine. Să-mi dau gauntletul jos? Cred că da. Bază. Bun. Direct la bază.
în noapte, fără shader, se vede destul de nașpa, aș putea spune, dar pe mine mă interesează mânușa aia, aparent nu mai am piston glove-ul. O să o pun pe asta înapoi. Am ochelarii, ăștia șmecheri, să am night vision noaptea. Și mâncare, ia ziceți băieții, oare mai am eu ceva mâncare pe aici? Cred că da, nu? Ar trebui să am ceva baloți. Nu, nu mai am baloți, deci am rămas fără mâncare. Nu mă împrumută careva? Nu mă împrumută, ba uite, asta e mâncare, gata. Am rezolvat, nu mai trebuie, lasă că îmi fac eu rost mâine. Dar până un alta, am ceva cărbune aici, mere de aur încentate și lutul. După 2 Nether Fortress-uri, 16 diamante, ceea ce mă bucură, 4 capete de Wither Skeleton, câteva săbi, deci am un Fire Spellblade, un Crystal Cutlass, un Frost Spellbite și un Glacial Gladius, ceva de diamant, nimic foarte extraordinar, dar ce aș putea face eu? Ei bine, îl am pe ăsta, da? Diamant ăsta e rar, ăsta e comun. Ăsta ci că dă 10, dă 10 de la faptul că e rar. Thundering. Thundering, ce face ăsta? Chance to summon a lightning bolt and damage entities in a range relative to the level. Ok, și are Thundering 3, ceea ce sună bine. Atunci, voi lua Thundering 3-ul ăsta, da? Îmi iau diamantele și pirita. Unde am lăsat pirita? 7 bucăți. Iar acum voi testa în ăsta, da? Teoretic, pirită, dai din, băi, stai un pic, reforging, pirită. Trebuie să găsesc pirită din Tierify. Și cum ziceți, obtainable by crafting using 4 pirit dust for one piece or by smelting an ancient debris? Pă bune, ca așa să... Oleo, și eu mă bucuram, am făcut rost de pirită, m-o trolat. M-a trolat pirita asta. Atunci dăm limestone chunk. Ok, deci hai că trebuie să-mi dea și mie ceva. Uite, mergem așa pe rar, bun. Doamne ajută să-mi dea ceva rar din puține diamante. Uncommon. Hai mă, rar, superb. Deci am 5% critică și 10% durabilitate. Ăsta are numai durabilitate. Bun, luăm acolo, frumos. Full durabilitate, nu mai strig nici din diamante. Dar pe ce aș putea eu strica din diamante acum, ar fi un târnăcop și mi l-o dat comun. Ia zi, mi-l dai și mie rar, 10% dig speed, minus 5% speed, suntem bine. Și dacă îi să le înceantez pe băiatul ăsta, ce-mi dă? Îmi dă ceva ca lumea? Un fortune? Vein mining, fortune 2 și vein mining, sună bine, îmi place. Dar atunci nu prea pot mina cu el decât diamante și alte minereuri. Că dacă sparg cobblestone cu el, sparge probabil tot cobblestone-ul până se sparge. Și nu vreau treaba asta.